Bine v-am regăsit, copii! Știți că în urmă cu ceva timp am filmat câteva povești din cartea lui Marșac, Poezii pentru copii. Și mă gândesc că ar fi bine să continuăm să citim din scrierile acestui scriitor, citind acum din Cartea cu multe culori, scrisă de el. Astăzi vom citi pagina verde. Verde-i culoarea paginii aceste, semn că pe ea vară veșnică este. Pe micu-i cuprins de-aș putea să încap, ca pe un câmp m-aș culca cu fân verde sub cap. Aurii gâze mici bâzie-n iarba din jur, o libelulă în zbor, în culori de azur. Tremurând, se așează pe un alb mușețel, musafir de safir, avion mititel. Gândecelul de colo, strop roșu de rouă, despărțindu-și deodată spinarea în două. Desface dibaci străvezia aripioare și spre trebi importante pornește să zboare. Fluturașii în straica de floare se anină spre ușoară hodină pe un fir de sulfină. Ba se închid ca o carte cu multe culori, ba se deschid și iar zburdă prin flori. Să vă fie de bine, copii, și să ne revedem cu bine și la alte poezii.